Doamnelor, domnilor, cea de-a doua semifinală a celui de-al optelea sezon. Bravo, Aistil! Pe mine m-a zguduit momentul aflării că se termină, nu mă așteptam. Arată că te-ai implicat 100% în ceea ce înseamnă competiția Bravo Aistil. E ok să fie o ediție cu lacrimi. Aș minți dacă ți-aș spune că nu mă regăsesc 100% în ceea ce pot. Nu plâng foarte des, dar am momente în care, da, răbufnesc. Lumea ta, e clar. M-am uitat cu atenție la momentul propus de Matale și spun foarte sincer că m-a impresionat. Există un ceva de show. Grandoarea ținut de... Deci, vedeți, mi-ai luat mințile într-o secundă. Mi-ai luat mințile pur și simplu. Cea care părăsește competiția Bravo Aistil în cea de-a doua semifinală este... Să nu vă imaginați că este ușor ceea ce facem, așa cum nici vouă nu v-a fost ușor. Chiar dacă a fost greu, a fost ceva ce mi-a plăcut și ceva ce aș mai face încă o dată, dacă ar fi cazul. Bravo Aistil! Nu pierde cea de-a doua semifinală în această seară de la 11:30 și finala mâine seară de la 11 la Canal D.